cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, astăzi vineri 13, noroc că nu e marți 13, dar ar putea și vineri, ai sfârșit de săptămână, să fie o zi cu noroc în Piatra Neamț. Începem emisiunea. La emisiune vom avea doi invitați. Unul o să ajungă imediat pentru că își caută uneltele care are nevoie de unelte de lucru astăzi, după o anumită oră. Primul invitat în emisiune, primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit la cafea și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc. Și vă las pe dumneavoastră să prezentați pe al doilea invitat și să explicați de ce caută unelte. Sigur. În primul rând, mulțumim frumos pentru invitație. Mă bucur să îl așteptăm și pe colegul meu de partid și de organizație, George Lazar, secretarul de stat din Ministerul Energiei. Astăzi profităm de această zi frumoasă și de o cafea băută la timp și mergem la o acțiune de plantare, pentru că așa se face primăvara, trebuie să mai înviorăm orașul și, dacă se poate, și oamenii. Și ce plantați, dacă nu sunt... Vom face o acțiune de plantare în zona Cârloman, o acțiune care e în continuare a unor acțiuni mai vechi și neterminate, cum s-ar spune. Nu pot să spun exact toate speciile pe care le vom planta. Vom fi... E o acțiune organizată de Primăria Municipiului Piatra Neamț. Vom fi circa 50-60 de voluntari acolo, după estimările mele, atât din primărie cât și din Consiliul Local și colegi care au vrut să se alăture acestei acțiuni. Și plantăm copaci, pomi care se pretează respectivei zone într-o discuție, într-o colaborare cu specialiștii din Direcția Silvică Neamț. Eu vă propun să începem până vine colegul George Lazar. Am și început și... deja. Așa, eu vă propun să începem cu un breaking news, dacă îmi permiteți. Bineînțeles. Cine va fi nou secretar general, sau cum se cheamă, al municipiului Piatra Neamț? Că am înțeles că domnul secretar interimar renunță, pleacă sau este se renunță la el, nu știu. Într-un oraș mic veștile circulă foarte repede. Da, a fost o discuție ieri după amiază cu colegii din primărie pe partea de juridic și concluzia e că revine doamna Oana Sârbu în poziția de secretar general. Mă, nu știu, eu nu comentez veste bună sau veste rea. Problema este că postul ăsta de secretar general, la care se adaugă cuvântul interimar. Da, și poate să și explic de ce interimar. Zgârie la ureche. Noi știm, dar poate e bine să spunem că postul este blocat, practic, până când? Prin iunie, parcă. Până în luna august. Sau în august, așa. Abia după... ce se vacantează postul, care în prezent este ocupat definitiv de fostul secretar general al municipiului, domnul Florin Fecic. Deci postul acesta este ocupat de domnia sa până în luna august și apoi ne va lua două luni să organizăm concursul pentru ocuparea poziției de secretar general definitiv al titular al municipiului Piatra Neamț. Dar ce sunt, acum pun și eu binele în față, ca să zic așa, ce se întâmplă dacă vine domnul Fecic înapoi? Dacă vine domnul Fecic, teoretic poate ocupa poziția de secretar general pentru că a câștigat-o prin concurs. Vine și dacă vine și stă o săptămână și își cere din nou o întrerupere, se poate, că eu mă aștept la tot felul de surprize. Deci, de patrimoniu, la câte ca surprize să de legalitate și proceduri administrative am întâmpinat în ultimul an și jumătate, aș zice că totul e posibil. Dar speranța mea este că nimeni nu se joacă cu această poziție de maximă importanță la nivelul municipiului Piatra Neamț, pentru că nu putem duce la nesfârșit această funcție la nivel de interimat. Trebuie asumare, pentru că aici este vorba de răspundere și de asumare.
Nu, eu v-am spus de ce, pentru că nu mă mai mir de nimica și postul este practic blocat de vreun an și ceva, nu? Aproape de 2. Un an și ceva sunt eu la primărie și exista această situație de... Mi se pare că interimatul în această situație poate fi de maxim 4 ani. Asta înseamnă că... Nu sunt foarte sigur, nu am verificat această informație, dar cert este că sunt mai mult de 2 ani de când ne aflăm în această situație. Da, cu secretar general interimar la Piatra Neamț. Ceea ce are efecte. Dumneavoastră spuneți că nu vă mirați și din cauza faptului că poate aveți o imaginație bogată, o imaginație care este încurajată și de faptul că ați văzut foarte multe la viața dumneavoastră. Să știți mai că ales în ceea imaginația ce... mea mi-a permis acest breaking news de dimineață. Deci, imaginația mea se bazează de uneori și pe informații. Clar. Aveți, uneori. Am uneori spus că aveți această imaginație exersată într-o... carieră îndelungată de jurnalist care a observat, în cadrul căreia ați observat foarte multe lucruri. Bun, acum aminteați despre faptul că ați găsit foarte multe probleme în primărie. Eu vă încurajez, veți mai găsi foarte multe probleme în primărie, deci asta nu și vă mai încurajez încă o dată. Deci n-am crezut când mi-a spus prima dată, am zis că e o exagerare cu siguranță, dar astăzi orice nici măcar nu aș mai zice amenințare, pentru că e pur și simplu e pura realitate. Păi unde dăm un pic cu degetul, să dăm praful deoparte, apar monștri de desubt și cu 7 capete sau cu mai multe capete. Și acum ne întoarcem la ceea ce spuneam noi acum un an și ceva. Eu, colegii mei din Mesager, eu nu discut despre alți colegi de presă, că nu-i treaba mea, că era necesară o predare, sau mă rog, hai să-i spunem cum se spunea pe vremea lui Răposatu, un proces verbal de primire a lucrurilor și o delimitare foarte clară. Dom'le, asta am preluat. N-avem patrimoniu, cele mai importante clădiri construite în Piatra Neamț N-au cadastru, n-au recepție, n-au cutare. Ca... Eu am mai spus lucrurile astea, nu m-am ferit să le zic. Eu știu. Problema este că, vedeți, în fiecare zi administrația se lovește de ele și trebuie să le spună. Una e să le spui pe măsură ce le descoperi acum, în momentul în care ai de făcut niște lucruri și ți se dă în cap cu termene și cu tot felul de chestii, și alta e dacă le știai cumva de la început. Dar e greu. E greu. Eu mi-aduc aminte ce valuri a creat declarația că nu există un patrimoniu cunoscut la Piatra Neamț. Actualizat, da. Actualizat. Iată că așa a fost. Dumneavoastră ați mai fost la mine în birou și știți cam cum arată hârtiile pe acolo și... Situația asta în felul următor. Nu apuc să citesc o hârtie cap-coadă, că vine un coleg cu o problemă urgentă descoperită, că i-am dat o temă să facă un lucru și a descoperit ceva de care nu se poate trece. Și cum facem? Și asta este primăria pe care am preluat-o și trebuie să facem curățenie astăzi, că nu degeaba m-am format ca ecologist. Deci, unii ar putea spune că trebuie să faceți salubrizare. Cam așa e de fapt termenul. Da. Administrativă. Bun, acum haideți să, după ce am făcut această introducere de tip breaking news, haideți să vedem. Eu citesc în general inclusiv comunicatele. Am primit un comunicat de la primărie, într-o zi cu două comunicate, în care se spunea, domnule, zice, domnul primar a făcut o vizită oficială, iubesc această expresie. O vizită de lucru. Sau o vizită de lucru. Sau o vizită de lucru. La București s-a întâlnit cu domnul prim-ministru Ciucă, împreună cu domnul Lazar și cu domnul Țapu, da, parcă era așa. Așa. Și s-a discutat despre banii din Angel Salini. Acum, dincolo de comunicat, eu vreau să-mi spuneți direct, concret, și pe înțelesul meu, care sunt un tip, știți, care ați văzut că înțeleg greu, care-i treaba cu Angel Salini la Piatra Neamț? Adică
pe ce ne bazăm acum și care va fi impactul acum pentru lucrurile astea. De ce? E bine să înțelegem că acest Angel Salini nu este neapărat pentru Pietreni, chestia aia pe care o aud eu cu contractele multianuale, care pe mine mă face să mi se zbărbește părul când aud despre astea. Deci, aici putem vorbi clar despre finanțare multianuală, pentru că este un program care se întinde pe mai mulți ani. Însă noi am făcut deja pași în anticiparea proiectelor de la PNI, nu în sensul că știam că vom primi neapărat finanțarea prealocată, anunțată încă din fazele inițiale ale comunicării pe Programul Național de Investiții Angel Salini. Adică știam încă din start că un municipiu, reședință de județ, va primi 43 de milioane de lei. Am mers cu două proiecte pe care le începusem deja, ale căror studiile le demarasem deja, pentru că, pe de o parte, la podul de la Căprioara aveam o expertiză tehnică care ne spune clar că podul nu duce o capacitate mai mare de 10 tone, așa, deci nu se poate trece cu o capacitate mai mare de 10 tone pe acel pod. Și atunci am creionat cu colegii din direcția tehnică și din compartimentele de investiții un pod nou, un obiectiv de investiții lângă podul existent, care va fi transformat în pod pietonal și pentru bicicliști. De asemenea, cunoaștem cu toții realitatea rețelelor de apă și canalizare de la nivelul orașului Piatra Neamț, unde avem peste 70% pierderi de apă, care înseamnă probleme de sănătate, care înseamnă probleme cu impact atât economic cât și de mediu, și această situație ne obligă să demarăm rapid o investiție. Anul trecut am făcut studiul de fezabilitate, acum avem indicatorii tehnico-economici, demarăm proiectul tehnic și execuția lucrărilor și această finanțare prin PNI vine mănușă pentru a sprijini acest proiect, care ne va relaxa și ne va permite să... Deci noi am cuprins deja în bugetul local această investiție pentru a ne mișca foarte repede. Facem o pauză. Bineînțeles. Pauză de breaking news. A sosit colegul, cum a spus dumneavoastră. Corect. Colegul dumneavoastră de partid, domnul George Lazar, care prin natura situației este și președintele filialei Neamț a partidului. Bine, domnul președinte. Și secretar de stat în Guvernul României, la Ministerul Energiei. Amândoi sunteți în echipament de lucru, ca să spun așa. Domnul, eu fac scurt o scurtă trecere în revistă. Domnul primar vorbea despre cele două proiecte pe Angel Salini, podul și... Asta rețeaua de apă, pe cele două bulevarde principale, așa, Traian și Decebal. Și eu întreb, acum, dintre astea două, mie mi se pare prioritară rețeaua. Da. Nu numai că prioritară, este și absolut necesară dacă nu vrem să pierdem niște bani pe alte proiecte. Corect. Ce șanse sunt ca această prioritate să fie, cum să spun, îndeplinită? Cum adică ce șanse sunt? Avem studiul de fezabilitate, acum se lucrează la caietul de sarcini pe proiectare și execuție. Asta înseamnă că săptămâna viitoare definitivăm forma caietului de sarcini și a strategiei de contractare și lansăm în licitație publică imediat. Da, în primul rând... Înseamnă că până în toamnă putem să avem un constructor? Din punctul meu de vedere, dacă nu apar probleme și contestații, eu zic că până în toamnă începem și lucrările. Da, domnul secretar de stat. N-o să-l contrazic pe prietenul meu și colegul meu, pe Andrei. În primul rând, bună dimineața telespectatorilor dumneavoastră. Afirmația făcută de Andrei mai devreme, prima, că suntem colegi, așa este, pentru că la noi, la liberali, în primul rând suntem colegi, suntem prieteni și după aia, adică lăsăm în plan secund funcțiile de conducere sau funcțiile pe care le avem alese, pentru că, cum zic eu și sunt în aprecierea așa spiritului colegilor,
La noi la Liberal contează în primul rând omenia, prietenia și după aia, zic eu, funcțiile. Nu suntem ca la, eu știu, Partidul Comunist, unde era să trăiți domn președinte. Mai sunt metehne de astea care le au și alți lideri la momentul actual din politica românească și nemțeană. Nu o să enumăr eu acum, dar... Înseamnă că sunt mai mulți. Mă, măcar unul, zic. Pe partea de Anghel Salini, ce discutați dumneavoastră, primăria municipiului Piatra Neamț se va bucura de o investiție totală de sau de alocare de fonduri din partea Guvernului României de aproximativ 43 de milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 9 milioane de euro. E o sumă de bani consistentă, e o sumă de bani pe care domnul primar și-a gândit-o pe două mari proiecte, adică un proiect de aproximativ 16.729.954 lei, care înseamnă exact ce a explicat domnul primar în momentul detalii tehnice, apa pe cele două mari bulevarde. Dacă, și aici e un context în care trebuie să-l cunoașteți și noastră presa, dacă județul Neamț se va închide între primele județe din România, adică când mă refer se va închide în următorul sens, județul Neamț are o sumă totală alocată de 1.354.000.000 de lei. Asta înseamnă că din această componentă 53%, 57% aproximativ se duc pe investiții apă și canalizare, nu, pe drumuri, pardon, și 43% pe investiții de apă și canalizare. E foarte important ca proiectele depuse de toți primarii din Neamț, nu vorbim doar de o culoare politică la momentul ăsta, să se închidă în acești parametri de 57 cu 43. Aici între și primarii PNL și PSD, eu știu, USR, PMP și cred că mai avem o doamnă primar la Trăcăoan pro-România, știu, prietenă cu Mesagerul de Neamț și... Noi suntem prieteni cu toți primarii. Cu toți primarii, da, și doamna primar independent, independent, primar independent de Tașca. O să vedem cât e de independent, în sensul de cine va avea grijă de ea la alocările bugetare. Dar, trecând peste acest spirit de glumă, cu cât județul Neamț se va închide mai repede din punct de vedere a prioritizării proiectelor și a închiderii pe 57 cu 43, cu atât județul Neamț, primarii 83 și Consiliul Județean a 84-a entitate, pentru că au și o sumă de 140 de milioane de lei, vor merge primarii la semnat proiectele la Ministerul Dezvoltării probabil sau la Guvernul României în capitala țării. Dacă lucrurile astea se întâmplă cu celeritate, adică eu știu până la sfârșitul lunii mai, să zic, avem închis toate proiectele astea și cădem pe sumele prealocate de către guvern, atunci putem avea o perspectivă că jumatea lunii iunie ne găsește cu contractele semnate către domnii primari. Și atunci, sigur, fiecare primar își poate să înceapă scoatere la licitație, proiectare plus execuție sau fiecare cum își are gândirea. În mod normal, cred și eu că undeva în toamnă, dacă nu sunt probleme deosebite la studiile de fezabilitate, proiectare și contestația la licitație, cred că marea majoritate a primarilor se pot apuca de treabă. Eu mai spun că e și un interes deosebit, pentru că pe apă și canal, sigur, marea majoritate a colegilor primari vor asfalt. Asfaltul se vede, produce efecte imediate, lucrările nu durează mult și sunt lucrări așteptate. Dar gradul de a civiliza o localitate, că vorbim de Piatra Neamț sau că vorbim de Valea Ursului sau că vorbim de Borca sau de Târgu Neamț, costă prima dată în a avea apă și canal, în a avea energie electrică, în a avea gaze. Pornind de la aceste realități, mai ales în municipiul Piatra Neamț unde, sau Roman, de altfel, unde avem probleme majore cu apa, cu serviciile de apă pe care prestatorul de servicii APA SERV neglijează de ani buni de zile investiții în această zonă. De altfel, nu știu la momentul ăsta dacă reușește să se depună pe POIM. Anul trecut nu reușește să se depună pe POIM proiectul mare pentru racordări, apă și canalizare pentru o serie de comune. Sunt priorități și lucrările trebuie să înceapă să demareze repede, iar firmele care vor executa să fie foarte eficiente. Pentru că, sigur, nu vrea nimeni să vadă nici trotuare sparte, nici borduri scoase, nici străzi sparte, nici, sau cum e mediul rural, nici gunoi, nici mizerie, nici vine sezonul ploios după aia. Toată lumea vrea să vadă că e bine, că e curat, că se circulă acolo în condiții optime. De asta lucrările de apă și canal sunt prioritare, dar trebuie executate cu celeritate și în condiții cât mai bune. Sperăm ca firmele care
vor intra, că poate să vină firme de oriunde din țara asta, vor fi licitații, mii de licitații pe Anghel Salin în țară, oricine poate să ajungă la licitație, să fie firme care să-și facă bine treaba, iar cei din aparatul tehnic a primăriei să urmărească îndeaproape realizarea și implementarea acestui proiect. Una peste alta, eu consider că județul Neamț este unul din primele aproximativ 10 județe din România la alocare bugetară, cred că undeva 11 sau 12 ca și poziționare. Consider că aceste fonduri care vin de aproximativ 250 de milioane de euro care intră în județul Neamț sunt fonduri fără precedent, este o alocare financiară guvernamentală fără precedent în România și cea mai mare de până acum de la Revoluție încoace. În ultimii 32 de ani n-a mai existat o astfel de alocare bugetară directă pentru județul Neamț. Și asta este meritul și al nostru, al liberalilor și a premierului Nicolae Ciucă. Fac o paranteză, ați amintit de Crăcăoani. Eu știu de ce nu au proiectele gata la Crăcăoani. Nu au city manager. Doamna primar a încercat să știu, spună băiatul city manager și a rămas fără post. Dacă n-a rămas ar fi avut city manager, au lucrurile ca și rezolvate. Dar întreb și eu acum, un primar de municipiu, un secretar de stat și un președinte de partid. Vă rog. Haideți, doresc să facem ceva, domnule. Haideți să presăm un pic la Guvernul României să schimbe un pic legislația asta la ani. Deci, noi am scris de un an și ceva cu documente. Ani a constatat ce am scris noi. N-a schimbat o virgulă în ce am scris noi. Păi, la momentul ăla, domnul Bălănescu, ce a scris dumneavoastră, ne-am luat și sezizat prefectura județului Neamț și am făcut... Ani, după 8 luni, a constatat ce nu era de constatat nimic, că nu trebuia decât să te uiți să vezi să pui acolo. Și de atunci, până acum, doamna primar, care va fi declarată mai devreme sau mai târziu într-o postură definitivă în poziția asta, rămâne primar, rezolvă lucruri, nu face proiectele ca să nenorocească un județ întreg. Are proiecte tot cu cineva, cu un service are niște proiecte. Da, își repară mașinile la serviciu. Deci, nu face proiecte să nenorocească un județ întreg. Da? Deci, haideți să grăbim un pic lucrurile astea. Închid paranteza și revenim. Domnul primar, că tot ați amintit de lucrările astea pe bulevardele noastre istorice, Decebal și Traian, cum se spune, noi suntem poporul ăla român născut din doi tați. Așa scrie... Istoria. Istoria, nu? Deci suntem formați din daci și din romani. Și în limbi Decebal și Traian. Deci suntem poporul cu doi tați, așa că nu trebuie să ne mai mirăm că la noi prinde mai greu chestia asta cu genul decât în alte părți. Noi suntem bătuciți, ca să spunem așa. Ce stăm cu coridoarele astea de mobilitate, cu că ați scos procedurile la licitație, procedură de așa, și în momentul acesta noi așteptăm cu sufletul la gură, cu mașinile pe punct de plecare, să vedem ce se întâmplă cu lucrările, când încep. Cel mai nerăbdător din acest punct de vedere sunt eu. Luni vom comunica ofertanților rezultatul evaluărilor. Vom avea câștigători pe toate cele trei loturi, atât varianta de la Bretele de la 1 mai până la gară, cât și principalul coridor de mobilitate din oraș format din bulevardele Traian și Decebal, de la Liceul de Chimie până dincolo de Mall Shopping City și strada Mihai Viteazu de la sala polivalentă până aproape de Petrom, până dincolo de podul peste Cuiești. Deci luni vom anunța răspunsul către cei care au ofertat. Vom aștepta 12 zile, perioada de contestații, după care voi face o conferință de presă pentru a anunța câștigătorii și vom semna contractele și imediat vom da ordinul de începere a lucrărilor într-un calendar agreat cu câștigătorii ofertelor. Deci eu înțeleg că lucrările, dacă toată procedura asta merge, și cele cu apa vor veni cumva în paralel sau cum? Va fi un calendar agreat de comun acord. Cert este că sunt lucrări care pot fi realizate concomitent.
Și asta o spun specialiștii, inginerii constructori, pe care avem și pe care i-am consultat de asemenea, pentru că, vă dați seama, sunt primul interesat să știu Eu vă întreb pentru ca să nu se întâmple nenorociri cum s-a mai întâmplat la Piatra Neamț cu niște antelucrări. Antepremergători de dumneavoastră. Da, deci se pot lucra... De exemplu, dacă ne referim la zona cea mai complicată, unde vom avea și lucrările de apă, se poate lucra pe... Deci noi avem în momentul de față rețelele de apă pe partea dreaptă, cum se merge de la Liceul de Chimie spre Shopping City. Noi vom face rețele noi de apă și canalizare pe partea stângă. Astfel încât se poate lucra pe partea dreaptă la drum și pe partea stângă la rețelele de apă. Sau se poate lucra la trotuare, pentru că știm foarte bine care este și starea trotuarelor. Experții tehnici vor stabili exact care este ordinea lucrărilor și cum se vor face pentru a avea un impact cât mai mic, a genera un disconfort cât mai mic cetățenilor. Fac un apel pe această cale către toți pietrenii că trebuie să înțelegem că o schimbare de genul acesta major, o transformare în bine orașului de genul acesta înseamnă și un oarecare disconfort și trebuie să fim puțin mai înțelegători și să acceptăm această situație că vom avea o urmărire foarte atentă la detaliu asupra felului în care se fac lucrările, asupra felului în care este reorganizat traficul și va fi dirijată circulația rutieră și vom face totul pentru a face viața pietrenilor cât mai ușoară în condițiile lucrărilor respective. Deci, repet, înseamnă că după 20 de zile, cam așa, nu? Finalul lunii mai, vom ști exact câștigătorii, vom vedea, se semnează contractele probabil, deci asta durează un pic, după care ar trebui să înceapă lucrările, nu? Sigur, cel puțin pe acele tronsoane. Deci va exista o perioadă de mobilizare, timp în care firmele respective își vor aduce utilajele, oamenii, echipamentele, tot ce este necesar la Piatra Neamț, pregătirea graficului de lucrări și așa mai departe. Va fi un adevărat desant. Va fi. Da. E ok. Să vedem. Eu aștept să văd cum va exista această conlucrare constructor-primărie, constructor, diriginți de șantier, constructor, laboratorul tehnic care analizează calitatea lucrării și la final să vedem o lucrare bună, trainică, cum s-au mai făcut pe vremuri la Piatra Neamț. V-aș ruga încă o dată să-mi spuneți, deci noi așteptăm acum, după două UAT-uri care trebuie să depună... Era o glumă aia vis-a-vis de... Nu, eu sunt un tip care glumesc foarte rar, știți? Eu știu. Deci, repet, cele 83 de UAT-uri plus Consiliul Județean Neamț, 84-a entitate, cu cât se închid mai repede zona asta de proiecte propuse, pe care fiecare primar a depus un număr de proiecte la București pe Anghel Salini. În general, două. Un proiect, două, primării, trei proiecte, patru proiecte. Consiliul Județean Neamț a depus foarte multe proiecte. În suma respectivă de 1.350 de milioane aproximativ, trebuie să avem componentă 57% drumuri din suma respectivă, 43% apă și canal. Cu cât se vor hotărâ, dacă vreți, domnii primari, CJ-ul, cum își aleg proiectele de interes public județean sau local după caz și cu cât această sumă se închide în ceea ce am spus, 57 cu 43, așa arată ordonanța de UHJ-ul. Deci e obligatoriu să respecte acest procent. Conform legislației în vigoare astăzi, da. Dacă vor surveni modificări, au fost discuții într-adevăr la București, pentru că foarte mulți colegi primari din țară, foarte mulți președinți de Consiliul Județean sau președinți de filiale din țară, au exprimat la București opțiunile pe care le au din teritoriu, adică foarte mulți colegi primari vor mai degrabă asfalt decât apă și canal.
90% cred că dacă e, cred că asfalt. Nu, undeva 75-86% ca să zic. Și dacă vor surveni modificări pe structura HG-ului, adică să permită altă echilibrare a sumelor, e altă discuție. Deocamdată unde suntem azi în interiorul legii, trebuie să ne închidem 57 cu 43. Când județul Neamț se va închide în sumele astea pe proiectele alocate de Guvernul României, cu atât mai repede, județ după județ, inclusiv Neamțul, vor putea merge la București, colegii primari, bineînțeles, să semneze contractele de finanțare. Estimarea, din câte știu eu, a Ministerului Dezvoltării, și care ține, bineînțeles, legătura cu Guvernul României, este undeva ca în perspectiva următoarelor 2-3 luni maxim, toți primarii din țară, cu președinții Consiliului Județene, până la urmă toate județele, să meargă să semneze proiectele la București, ca apoi să poată să demareze licitațiile pentru proiectare, execuție după caz și să aibă ordine de începere a lucrărilor. Adică aceste lucruri, vă dați seama, domnul Bălănescu, că sunt în interesul comunităților. Nu mai vorbesc că 2024 e an electoral cu 4 runde de alegeri europarlamentare, locale cu parlamentare și prezidențiale. Și sigur și fiecare coleg primar are, indiferent de culoarea politică, are interesul să facă ceva în plus în comună, să se vadă, să aducă bunăstare pentru a-și și maximiza probabil rezultatul politic. Adică interes și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere politic există ca aceste proiecte să se implementeze cu celeritate. Este clar că banii aceștia sunt necesari în comune. Sumele nu sunt mici, chiar nu. La nivelul unei comune. Parcă 300 ceva de mii de euro, nu? Cam așa vine. 3 milioane de euro. Sau 3 milioane de euro, da. Știam că e ceva cu 3, da. 3 milioane de euro. Deci sumele nu sunt mici. Problema este doar ca ele să se deruleze toate procedurile. Aici poate n-ar fi rău de simplificat un pic toate procedurile astea care există, de licitații, de contestații, de... pentru că e nevoie. Ce să o mai dăm după gard? E nevoie. Ce e important, adică o să fie și colegi primari din toate partele politice. Unii foarte mulțumiți, alții nemulțumiți. Pentru că vom avea situații, domnul Bălănescu, Andrei știe foarte bine, în care un coleg primar a depus un singur proiect de, dau un exemplu, 40 de milioane pe apă, unul singur l-are pe apă. Și o să-l ia. Iar alt coleg primar are, nu știu, două proiecte, printre care unul de 15-16 milioane pe drumuri. Și o să-l ia pe ăla. Și o să apară... Adică nu a existat un fel de coordonare la nivel județean. Nici nu poți să-i impui primarilor. Nu poți să-i impui primarilor, dar poți să stai de vorbă. Bun, sigur, discuții au fost, dar fiecare, până la urmă, își analizează obiectivele și prioritățile. Și ajunge astfel într-o situație în care poate o comună de... nu știu, 7-8 mii, 10 mii de locuitori, o comună mare, iau un proiect de 15-16 milioane pe asfalt, ceea ce e ok. Comună mică. Și o comună de 3 mii de locuitori, să zicem, mai mică, dar iau un proiect de 30-40 de milioane, de 3-4 ori mai mult decât a luat cel comuna de 3 ori mai mare, iau un proiect triplu ca valoare pe apă și canal, pentru că trebuie să te închizi în aia 57 cu 43. Și de asta vor fi și niște aspecte care probabil vor da naștere unor discuții, care sper ca fiecare coleg să le înțeleagă, să le aprecieze și să le vadă într-un sens pozitiv. E bine, știi cum e, întotdeauna e bine dacă te cerți de la ce ai, adică dacă ai de la ce să te cerți. Știi, de multe ori se ceartă lumea de la nimic, sau de la pagubă, sau de la sărăcie. E bine să te cerți de la ceva. În Neamț suntem obișnuiți. Adică în Neamț suntem, cred că, printre puține județe din România în care avem cele mai grandioase spitale județene din România. Adică ca să fiu puțin ironic. Frumos, acum ca să respectăm adevărul isteric, da. Am avut mult mai multe spitale. Am avut mai multe, da, dar ăsta ultimul e fabulos. Am avut niște poze spitale, foarte frumoase. Deci niște machete și niște poze. Este fabuloși. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că ocupăm locul întâi în țară. Cred că suntem pe locul 1, da. Deci, foarte posibil. Dar nu știu, sunt curios și nu știu de unde s-a aflat, dar probabil că dumneavoastră vă putea afla mai ușor decât mine, cât ne-au costat pe noi în Neamț toate studiile de consultanți... Nu știu să vă spun, dar cei de la Consiliul Județean și colegii Consiliului Județean ar trebui, și o teză foarte bună de discuție, ar trebui să aibă evaluare cât au costat din 2018-2019. Nu, eu zic de când avem primele spitale construite. Nu mai știu când au apărut primele. Da, avem spitale... Am avut unul de 100 de milioane pe Cozna.
Era un spital oncologie cu... Cine era atunci la CJ? Spital de Arș. Cine era atunci? Cred că domnul Pruteanu, dacă nu mă înșel, dar nu era treaba domnului Pruteanu, pe Cozla era treaba primăriei Piatra Neamț. Era domnul Cărloman. Era domnul Ștefan, pe Cărlomanu, undeva pe acolo. Am avut spitalul acela de 105 milioane de euro cu finanțare directă de la Bruxelles. Cred că era domnul Tărâță la Consiliul Județean la vremea respectivă. Am mai avut încă unul spre Gârcina. Păi este de acum, ăsta e ultimul. Mai era unul. Mai era unul. Mai era unul. S-au făcut și studii la vremea respectivă. Adică, din punctul ăsta de vedere, cum să spun, stăm tare. Până la urmă o să construiască singurul spital de un privat oncologic pe care îl face, cred, Cantaresul undeva peste vale. Deci, până la urmă o să avem un spital privat, dar nu de la Consiliul Județean. Acum, cu toții ne rugăm să avem spital. Bineînțeles. Cu toții ne rugăm să avem spital. Problema este obligatoriu. Că sunt o groază de discuții referitoare la... Domnul Vali, e foarte important dorința de a avea un sistem de sănătate performant, o avem cu toții și eu, și dumneavoastră, și Andrei, fiecare, pentru a ne trata noi, în primul rând, cei apropiați nouă. De la dorință trebuie să ajungi la putință, să pui pe hârtie foarte bine, să faci planșe, machete, studii, prefezabilitate, fezabilitate, să ai idei. Domnule, este genial, e foarte bine. Consultanți sunt o grămadă, poate să-ți facă spital și ca Franklin, ca Astea Mari, ca AKH-ul, ca Benjamin Franklin în state sau în Turcia. Adică poți să faci orice pe foaie de hârtie. Important este să vezi dacă ești om serios și ai o gândire profundă și strategică de unde ai finanțare. Pentru că astăzi, de exemplu, spitalul propus de Consiliul Județean, care într-adevăr pe hârtie arată, dom'le, fabulos, ce să mai zicem. Cu propunere de 900 și ceva, de 4, cred că, sau aproape 1000 de 4, nu știu, arată... Este 800, da. 800 și ceva, cred că are spitalul județean actual. Cred că are 900 și ceva de 4, adică arată extraordinar pe hârtie. Dom'le, nu contrazice nimeni. Dar și eu vreau să-mi fac o casă sau să-mi iau o mașină cea mai bună, cea mai scumpă, cea mai frumoasă. Eu nu pot să mă duc la Mercedes să zic, dom'le, uite, îmi place mașina de 100.000 de euro, dar eu am 5.000 în buzunar. Și aia și toți banii mei. Zic, dom'le, cumpăr mașina aia. Că la zice, dom'le, bine, ai banii? Nu, păi am 5.000, dar mai văd eu cum fac și să mai dau 95. Păi zice, când faci 95, vii și îți dă mașina. Acum, dar până atunci ai poza asta. Poate până atunci, uite, te uiți pe poză, pe mobile.de sau pe ce mai sunt și te sunt joci. Modalități. Pui poza pe net și spui așa, dați un leu pentru mausoleu. Ateneu. Pentru mausoleu. Problema este că 640 de milioane sau 650 de milioane de euro, cât e propunerea de standard de cost a spitalului județean, e o sumă, din punctul meu de vedere, astăzi, după realitatea din România, aproape imposibil de obținut. Aproape imposibil. Adică PNRR-ul nu îți garantează 600 de milioane de euro, îți garantează, ce am înțeles eu, cam aproximativ 100 și ceva de milioane de euro se pot trage din PNRR. Să vezi de unde sunt următoarele sume de bani. Adică 500 și ceva de milioane de un lei. Sponsorizări. Domnul Bănescu, hai să sponsorizări. De ce sponsorizează? Sunt adică oameni care, pentru care suma asta nu contează foarte mult dacă își doresc, cu adevărat. Dar e foarte greu de crezut de bani că un spital județean poate să coste mai mult decât costă un spital regional. Și până la urmă, hai să zicem că luăm și ipoteza asta, completăm din sponsorizări bugetul necesar pentru a acoperi diferența dintre ce finanțează PNRR-ul și... De unde e acești bani? Pentru că trebuie să facem niște studii. Adică, exact 450.000 de locuitori în Piatra Neamț. Cât să dea fiecare în județul Neamț? Cum ajung la aceste sume? Eu am numit cu poza. Corect. Din bani publici este foarte greu de realizat. Iar începe un proiect de o astfel de anvergură, dacă tu vrei să-l faci, să-l dai utilității publice pentru oameni, eu consider că un termen relativ normal de bun simț, în termen de 4 ani, 5 ani, în termen de un mandat. Pentru că îl poți face dacă ai banii. Dacă n-ai banii, s-ar putea să ne trezim cu surpriza că niște lucruri poate să înceapă de acum peste 2 ani, să zic, da? Și rămâne așa cum a rămas și tribunalul. Păi asta vreau acum să vă spun. Știți, și după 10 ani sau după 15 ani, să ne uităm la o construcție începută, în stare de degradare profundă, care nu a mai continuat din lipsă de finanțare. Ruinele capitalismului nemțean. Da. Sau cum sunt în București, dacă e foarte mult care mergem în București, vedem acolo niște clădiri foarte mari, colosale, făcute de altfel de sistemul dinainte de 89, de Ceaușescu până la urmă, pe care ce a urmat după Ceaușescu n-am știut să preluăm și să
multiplicăm investiții respective sau să le dăm plus valoare. Și sunt și acum în statul de ruine și acolo sunt miliarde. Nu, ați amintit de tribunal. Acolo se discuta despre inclusiv un fel de cartier al justiției. Da. Au fost oameni care s-au dus și au cumpărat repede terenuri în zonă ca să-și facă cabinete. Să-și facă cabinete, avocațiale, ce mai erau pe acolo, notari. Da, domnule, da, știu. Deci, și te duci acum acolo și te sperii. Este o ruină care dă prost la intrarea în oraș. Da, foarte prost. Dă acolo, prost. Eu din câte am discutat chiar acum, cred că o lună și ceva în urmă, despre tribunal, la Compania Națională de Investiții, doamna Pătrășcoi, din datele pe care le am eu, undeva în cursul anului curent, lucrurile se vor relua, se va relua alocarea bugetară și respectiv licitația. Probabil că în 2023 există posibilitatea să se reia lucrurile și investiția la tribunal. Dar astea sunt deocamdată doar ipoteze în discuție. Eu ce vreau să vă întreb, apropo, acolo nu era doar tribunal. Mă scuzați că am apăsat undeva unde nu trebuie. Există posibilitatea și trebuie să închid această chestie și nu știu cum. Dar astea sunt deocamdată doar ipoteze în discuție. Închid cu totul, ca să nu ne mai... Acolo trebuia să fie și o arhivă pentru întreaga zona Moldovei, dacă nu mă înșel. Nu știu exact proiectul, ca să vă spun. Da. Important era clădirea tribunalului, pentru că asigura o chestie de justiție foarte mișto. De cum e la Iași Palatul de Justiție la Iași, sau Palatul de Justiție la Suceava, la Sibiu, de altfel Palatul de Justiție unde am fost, care arată foarte bine. Și acolo ai tot ce înseamnă compartimente ale justiției. Ai de la judecători, ai la tribunal, la curte de apel, ai comasate, ai grefier, judecători, tu personal auxiliar, zonă de arhivă, zonă de IT, adică e într-adevăr o clădire foarte utilă și modernă, de care avem și noi nevoie în județul Neamț, pentru că astăzi judecătoria stă într-o locație cu chirie, tribunalul la Alehu acolo într-o clădire cu chirie, de altfel frumoase, dar... Am primit acum un mesaj și după trebuie să fac această legătură, că e prea frumos. Este de la un domn care cred că lucrează chiar în Consiliul Județean în calitate de consilier, domnul Iulian Luca, nu mai știu exact dacă mai este consilier la cabinetul domnului președinte Ionel Arsene, care vine cu o propunere care... poate să leagă de lipsa unui spital județean modern. Ia să-mi ce spune domnul Luca. Și se adresează domnului primar. Pe Cârloman s-ar putea amenaja un cimitir, în condițiile în care în Piatra Neamț cele două cimitire sunt cam ocupate în totalitate. Eu ce să spun? N-avem spital, dar adevărul e că e o situație și asta, dar legătura e interesantă. Păi zic domnul Luca să vorbească cu domnul Amedeu. La cum arată sistemul de sănătate din județ, da, e... E o legătură, să zicem, logică între cele două subiecte. Domnul Bulescu să ia legătura cu domnul Dulamă. Este un domn Dulamă, Medeu, care e pe partea asta. Dar de sunt cimitire. Sunt colegi în Consiliul Județean, cumva. Păi sunt colegi, cumva, zic să ia legătura cu el, că înțeleg că domnul Dulamă e specialist. Concesionează, încă mai concesionează. Suprafețe din alea micuțe. Pentru extindere de... rețea de cabouri. Da. E bine, da. Avem... e necesar și un cimitir și cred, nu știu de ce am eu senzația asta, că cimitirul se va face mai repede decât spitalul. Am această senzație, dar nu știu de ce. Avem nevoie, domnul Bănescu, în realitate, din punctul meu de vedere și a colegilor, avem nevoie, și nu vorbesc doar de județul Neamț, avem nevoie de o infrastructură modernă pe care să poți să circuli în condiții europene în interiorul țării și în interiorul județului Neamț. Avem nevoie de infrastructură de apă și canalizare ca să nu stăm în fiecare zi că ni se taie apa sau ni se oprește apa. Eu la Roman mi se oprește apa în fiecare seară, la ora 11 ceva, se oprește. Sunteți un fericit pentru că în momentul acela puteți să vă adresați toate urările de bine către cineva. Știți către cine? Da, dar asta că îi adresezi urări de bine cu Ivan. Nu, dar vine vara, mele, încălzește pe nimeni. Vine vara și atunci... veți putea intensifica aceste tot nu-mi rezolvă problema. Avem nevoie de un sistem sanitar bine pus la punct, pentru că și eu sau oricare care am avut o problemă de sănătate, trebuie să dăm fuga. Ba la Bacău, ba la Iași, ba la Cluj, ba la Târgu Mureș, ba la București, sau în alte centre medicale mari. E bine să avem un spital la standarde occidentale, ca să spun, și în Neamț. Avem nevoie de un sistem educațional în care trebuie investit de la creșă, grădiniță, școală și liceu, avem nevoie de un sistem educațional modern, adică clase de curs moderne, clădiri care să arate foarte bine. Am fost în multe locații, am văzut schimbări profunde în sistemul
educațional. De exemplu, ieri am fost în Cordun, ieri după amiază am fost în Cordun și am văzut acolo o școală care este în plină modernizare, cu corpul central deja refăcut, care vreau să spun că arată Neckermann. Nu sunt poate în roman toate, adică unde învață, de exemplu, fiemea la școala numărul 1, care e o școală de prestigiu în roman, dotările nu sunt ca ce am văzut la Cordun sau ce am văzut la Dumbrava sau ce am văzut la Bicaz Ardeal sau Bicaz Chei. Deci vă spun că lucrurile se întâmplă și asta datorită implicării clare a primarilor și a directorilor de acolo. Omul sfințește locul, mai ales corect. În domeniul acesta al educației, omul sfințește locul. Noi am dat N exemple în timp că unde sunt directori implicați și care știu să atragă, că nu întotdeauna primarul se pricepe sau are interes pentru asta. Atunci directorul trebuie să-l atragă spre subiectul respectiv. În Piatra Neamț, de exemplu, avem directori extraordinari de școli. Avem și alții cu preocupări mai interesante. Noi nu ne permitem să intrăm în intimitatea acestor preocupări întotdeauna, dar poate odată o să facem și lucrurile astea, pentru că ele afectează bunul mers al lucrurilor într-o școală. Directorii de școli de la Piatra Neamț, domnul primar, eu sunt curios câți dintre ei au venit la dumneavoastră, la primărie, și să spună: domnul primar, știți, noi vă mulțumim frumos, din sponsorizele pe care oricum le primim, am făcut lucrurile astea, nu mai avem nevoie de bani pentru cheltuieli materiale, dar ne puteți ajuta să facem o chestie pe nu știu ce? Domnul primar, faceți să finanțele nerambursabile acelea. Haideți, ajutați-ne și pe noi să facem 2-3 proiecte pe asociațiile de la școală. Că dacă nu le fac ei, să-i ajute cineva cu o idee, cu hai să facem o chestie unitară la nivelul ăsta. A venit vreunul în afară de cei pe care eu îi știu. 4-5 care știu sigur că vin la ușa dumneavoastră și se și vede lucrul ăsta. Ați spus foarte bine că există directori și directori. Există directori care sunt uneori chiar foarte insistenți pentru a face proiecte, pentru a îmbunătăți condițiile din școlile respective. Există directori care se descurcă cu temirce, cu niște fonduri mărunte, să se administreze foarte bine, să se gospodărească foarte bine și să țină în condiții foarte bune școlile respective. Și există și directori care au preocupări mai puține în această direcție și care se bucură mai mult de poziția pe care o au și autoritatea pe care o au la nivelul școlii respective, dar fără a rămâne ceva clar concludent în urma lor. Cert este că am alocat și anul trecut și anul acesta toate sumele solicitate de școli, evident, în baza unor justificări. Acum există și sume care se solicită fără a exista o justificare reală, o motivare clară a pe ce se vor duce banii respectivi. Pentru a urmări și mai bine acest proces, dincolo de colegii care sunt în aparatul de specialitate, eu am și consilier personal care urmărește aceste lucrări, felul în care se asigură cheltuielile respective și urmărește întreaga colaborare cu școlile și cu tot mediul educațional din Piatra Neamț, tocmai pentru a fi mult mai eficienți. Una dintre temele pe care am cerut-o expres atât directorilor și o reafirm cu toată fermitatea, pentru a avea mai multă deschidere către directorii și către solicitările pe care le fac fiecare dintre acești directori pentru școlile respective, trebuie să existe și o relație corectă în a utiliza baza materială a școlii. De exemplu, nu mai admit terenuri de sport închise. Terenurile de sport trebuie deschise pentru adolescenți, pentru elevi, să le folosească în afara orilor de curs. Nu putem să încuiem, să punem lacăt pe porțile. Eu aș merge mai departe. De ce numai pentru adolescenți? Nu numai, bineînțeles, dar cu prioritate. Cu prioritate, pentru că să știți că sunt oameni care vor să facă sport și se duc să închirieze nu știu pe unde, nu știu așa ce este. Cuburi, nu știu ce lucru. Nu ai o... Și acum îndrăznesc să vă întreb. Dar lăsați-mă ceva. Să îmi termin această idee. De ce cu prioritate către elevi și adolescenți? Pentru că altfel cum să-și petreacă timpul acești copii?
să-i trimitem în baruri, să-i trimitem să vandalizeze diverse locuri de joacă sau foișoare sau diverse perimetre. Noi trebuie să le oferim posibilitatea de a petrece timpul liber într-o manieră constructivă, într-o manieră sănătoasă, care să îi și antreneze, să îi pregătească, să învețe să socializeze într-o manieră care să nu le distrugă personalitatea. Știți ce trebuie pentru asta? Multe, foarte multe competiții școlare, domnule. Așa este. Multe. Și la nivel... Și asta trebuie să le inițieze tocmai directorii. Competiții școlare acolo jos, la nivel de clase, exact. La nivel de școală, la nivel de cartier, cum interșcoli. În vacanța de Paști am primit un elev, că de fiecare dată când ies din primărie mai vine, ba un biciclist, ba un tânăr, care mi-a zis, domnul primar, au luat coșurile de basket ca să nu ne lase să jucăm basket în curtea școlii. Da. Nu se poate așa sau ceva. Sau am văzut undeva, se legau plasele. Deci la coșul de basket, la zis, bă, câtă muncă, ce minte trebuie să ai să-l pui pe unul să urce acolo? Nu înțeleg ce se întâmplă dacă într-o vacanță, că e de primăvară sau de vară, pe terenul ăla de sport, vin copiii și se joacă. Că sunt adolescenți de acolo din cartier, că sunt chiar copii care învață acolo la școală. Dacă joacă fotbal sau basket sau alte sporturi, nu înțeleg care e problema. În loc să încurajăm, adică noi suntem împotrivă, domnule, să nu vină. Păi, unde să ducă? Asta este o situație. Bun. Să-i dăm primarului ce al primarului. Să-i dăm cezarul ce al cezarului, sigur că da. Să-i dăm primarului ce al primarului. Deci, o întrebare, o sesizare, ceva, nu pe acolo. Doamne ferește, dar nu-mi permit nu să fac problemă. Sesizări. Eu sun pe numărul acela de telefon de la primărie. Îmi pare rău, am vrut să încep... O să punctez și eu două, trebuie la urmă, când o să-mi permiteți. Am vrut să pun în emisiunea de astăzi o înregistrare făcută de mine, recunosc că n-am pus-o, că n-aveam acordul celui pe care îl înregistram, am sunat la instituția pe care cu onor o conduce. La numărul de pe cabinet primar. Nu, nu. Aha. Am sunat la secretaria, la centrală. Așa, nu? Mi-am schimbat puțin vocea, că doamna de la centrală mă cunoaște. Mi-a zis, vreau să plătesc un abonament pentru parcare la Piatra Neamț. Da. Nu puteți plăti că s-o anula. Nu, nu, alea la alte parcări. Vă dau pe cineva. Mi-a dat pe cineva, am stat răbdător la telefon, stat, cineva a ridicat receptorul, am spus alo, a spus și el alo, s-a închis. Am îndrăznit din nou pe aceeași cale. Nu până la urmă a răspuns, nu, dar nu, că nu era, era o defecțiune tehnică la mine. Nu, la, așa. A răspuns o doamnă foarte drăguță, bună ziua, bună ziua, știți, vreau. Nu, zice, sunteți domnul Vișan? Zic, nu, nu sunt domnul Vișan. E domnul Vișan ăla, vedeți că s-ar putea să nu mai aibă nevoie de parcare foarte curând. Da, dacă e. Și zic, nu, sunt un cetățean al orașului, vreau să plătesc un abonament la parcare, să vă dau pe cineva. Și vine un domn care foarte corect. Domnule, zice, nu puteți plăti abonamentul online. Trebuie să veniți aici. Abonament pentru parcarea, nu de reședință. Publică, da. Publică. Nu puteți plăti online, trebuie să veniți aici. Ok, și omul îmi spune, frumos, chiar frumos. Domnule, trebuie să veniți, dar știți cum, trebuie să aduceți niște documente. Ce documente? Păi zice, certificatul de înmatriculare al mașinii. Zic, și îl pun în dosar sau nu? Cu șină, fără șină? Nu, dar zice, știți, n-avem procedură altfel. Ok, bun. Zic, dar de ce trebuie să vin cu documentele astea până la urmă? Că dacă eu fac plătesc la un aparat din ăsta pe 7 zile, nu-mi cere decât numărul mașinii. Nu-mi cere niciun document. Păi da, dar știți că facem deosebirea între cetățeanul simplu și cel cu firmă. Că-s prețuri diferite. Deci dacă vrea să deconteze, acolo faci diferența pentru... Da. Deci e atât de simplu și nu înțeleg de ce se complică colegii mei dacă fac asta. Nu, dar nu, nu. Ideea este că omul chiar a fost politicos. El a vorbit în limitele acelui regulament. Unul este să fii politicos și mă bucur și apreciez asta, dar le cer colegilor să fie și eficienți, nu doar politicoși. Ambele contează. Noi am luat-o de bună pentru că am zis că vrem să facem aceste abonamente, să ajutăm primăria cu suma de 6.300 de lei pe an pentru 3 mașini pe care le avem pe firmă, pentru ca să putem parca.
am zis că e un impozit de lux pe care noi ne dorim să-l achităm, ca și toate firmele mici și mijlocii din județul Neamț, din Piatra Neamț. Arătați-mi dacă știți un oraș unde este mai ieftin și mai... Nu. Eu chiar nu discut asta. Uh-huh. Eu nu discut asta. Eu discut doar faptul că pentru o firmă mică și mijlocie, suma e destul de mare. Așa este. Și chiar ce nu înțeleg eu, și asta vă spun pe aia dreaptă, nu la Piatra Neamț, în toată țara, de ce la o parcare din asta prețul este diferit între un cetățean și o firmă? Că, în general, firmele plătesc peste tot impozite mult mai mari, pe clădire, pe alea, pe alea. Măcar la parcările astea, hai să fim egal, că doar angajatul dintr-o firmă din Piatra Neamț este și cetățean al orașului. Deci, lucrăm la o măsură prin care să oferim chiar mai multe avantaje pentru societăți, dar pentru acele societăți care lucrează la un plan de mobilitate propriu. Adică trebuie să gândim, și aici e și angajamentul meu pe care îl fac public acum, pentru că Piatra Neamțul trebuie să devină Amsterdamul României. Mai trebuie puțin să... cu canalul. Bineînțeles, n-aș vrea să fie cam bancul ăla, așa de la Veneția, domne, că e prost gospodar, au apă peste tot. Acolo la canal chiar am și observații de făcut, dar în fine. Adică vreau să termin această idee cu un apel și la dumneavoastră, dar și la toți prietenii care apelează la serviciile primăriei, fie prin telefon, fie direct la ghișeu. Orice situație care îi pune într-o poziție stânjenitoare sau nu permite așa ceva, trebuie să ne fie adusă la cunoștință respectiva situație, fie mie direct, fie la cabinet primar. Avem toate canalele puse la dispoziție. Avem aplicație pentru asta, Piatra Neamț City App. Avem e-mail, avem număr de telefon la cabinet primar, avem pagina mea de Facebook, avem pagina de Facebook a primăriei, există toate canalele disponibile. Le prefer pe cele oficiale pentru că sunt mult mai ușor de urmărit. Dar trebuie să ne fie aduse la cunoștință aceste situații, pentru că altfel nu avem cum să măsurăm și nu avem cum să îmbunătățim ceea ce vrem să îmbunătățim. Aici este corect. Trebuie să spui ca să întâmple. Deci vă mulțumesc, apreciez că... Nu, ideea era asta. Dom'le, haideți să găsim o soluție și pentru firmele astea care își desfășoară activitatea în oraș, măcar acolo unde se poate. Un regulament poate fi modificat până la urmă. Bineînțeles. Măcar pe o perioadă de timp... Dacă ne permite și prefectura... Bine, aici nu mai zic. Măcar pe o perioadă de timp până când lucrurile intră într-o normalitate. Și așa firmele plătesc o groază de lucruri. Și acum să-i dăm președintele cel al președintelui să facă și el niște precizări, așa cum a spus la început. Vis-a-vis de subiectul atins de dumneavoastră și de altfel de domnul primar Carabela, sigur, situația parcărilor în piatră este gestionată de primărie. Înțeleg în continuare de firma Parking. Ceea ce este foarte ok și lucrurile urmează să intre într-un planul B, că e corect de și normal și legal. În orice stat civilizat din lumea asta, de la Viena la Paris, de la Paris unde vreți în Madrid sau în Budapesta, revenind în București sau în orașele mari din România, peste tot parcările în mod clar sunt contorizate, sunt în subordinea unei societăți de obicei, care este un contract de colaborare cu primăria public-privat sau care sunt o societate care este direct în subordinea primăriei. Până aici toate sunt, lucrurile sunt bune. Din câte am înțeles, prețurile pe care le-a propus primăria pentru viitor în legătură cu parcările sunt prețuri de bun simț, sunt prețuri normale, sunt prețuri accesibile pentru orice pietrean sau orice alt cetățean care vine în Piatra Neamț. Noi avem niște parcări încă la un standard de cost destul de ieftin comparativ cu alte orașe. Iar Piatra Neamț este un oraș cu potențial turistic destul de mare. Dacă se va dezvolta în continuare pe potențialul ăsta de turist pe care încă nu și l-a atins... Suntem stațiune turistică, îmi cer scuze. Pe 80% din suprafața orașului. Pe 80% din spălătoarea orașului, dar Piatra Neamț are un potențial turistic, zic eu, destul de bun. Și prețul parcărilor este unul aproximativ decent la momentul ăsta, comparativ cu alte orașe din România, de aceeași standard ca și Piatra Neamț. Dar ca să faci lucrurile astea să funcționeze, că nu le face Andrei Carabela, primarul municipiului Piatra Neamț, pentru el să-și parcheze mașina, nu le face nici pentru cineva anume. Regulamentul, proiectul pentru parcare este făcut pentru pietreni, pentru toată lumea din Piatra și pentru cei care au adresabilitate și vin în Piatra. Iar de la Prefectura Județului Neamț să blochezi doar de dragul că e politic
că ai tu ambiții politice acolo, domnul prefect Niță, că se vede candidat nu știu unde. O să vedem dacă îl mai pune domnul viitor președinte al PSD candidat pe undeva sau dacă îl mai lasă prefect, că și asta e o discuție. Și va fi o discuție serioasă de toamnă. Și o să vedeți că am dreptate. Să o faci doar din ambiție politică, că așa, cu breaking news, că așa îți spune ție șefa de la etajul 2, repet, șefa, nu șeful, bă, lasă de dorit. Adică ambiția politică în administrație trebuie lăsată deoparte. Vrei să te bați politic cu Andrei Carabelea? Foarte ok, nu-i problemă. Scena e deschisă, competitori dăm sunt. Dăm și bilete dacă trebuie. Da, sigur. Andrei e un tânăr de perspectivă care s-a întărit foarte mult în administrație și poate să facă față oricărei confruntări sau dispute cu caracter politic sau administrativ, dar nu așa se face dezbaterea politică sau lupta politică. Nu se duce prin instituția prefectului împotriva primarului și a primăriei Piatra Neamț și împotriva la 60-70 de mii de pietreni. Nu așa se face lupta politică. Lupta politică se duce în altă zonă, dar nu prin folosirea armelor sau pârghiilor administrative. Pentru că ceea ce a făcut domnul prefect prin a-i bloca și a dat în contencios administrativ proiectul de hotărâre de cele al primăriei Piatra Neamț, nu face altceva decât să se răzbune domnul prefect pe nemțeni, pe pietreni. Asta face cu subiect și predicat și o bătaie de joc crasă pe care o face. Doar o va deconta asta. Și administrativ și politic și din alte puncte de vedere. Pentru că nu așa e normal. Dar, domnule, dacă știi că lucrurile sunt profund ilegale, că cineva, nu știu, Doamne iartă-mă, face niște lucruri profund ilegale, fură, drege, bă, tu te bă, frate, la poliție, ai parchet, ai poliție, ai instituțiile statului. Dar nu-ți bate joc de 60-70.000 de pietreni, domn prefect, că așa e ordin politic, așa, doar că vrei tu să faci o concurență politică lui Andrei Carabelea și Partidul Național Liberal. Asta este un lucru foarte rușinos și un lucru nedemn. Putem, vă rog, dacă mai aveți... Nu, pe subiectul ăsta nu mai am și mă aștept ca Prefectura Județului Neamț, condusă de actualul prefect Niță, să-și aloce timp, să gândească mai în profunzime, să gândească spre bine nu, și să facă bine, nu să facă rău, să gândească să rezolve lucruri, nu să le încurce. Adică am așteptările astea pentru că suntem și într-o coaliție. Și am așteptările astea nu pentru mine, George Lazar, nu pentru Andrei, ci am așteptările astea pentru Județul Neamț și pentru municipiul Piatra Neamț. Ca lucrurile să funcționeze, nu doar ca și în cazul parcărilor, ci în general, să funcționeze într-o optică de a rezolva lucruri, nu de a pune bețe în roate. Eu vă dau un exemplu de bună funcționare. Eu sunt sătul de văzut poze cum salvează o bătrână care trece strada sau cum salvează ia locul celor de la ISU, care sunt niște oameni cu bun simț și oameni care sunt în prima linie și pozează numele lor, cum salvează el nu știu ce casă de la care a luat foc sau cum ajută el nu știu ce familie de ucrainieni, lucru pe care nu-l face de altfel. Adică îți duci să faci o poză, e simplu, dar cazarea ucrainienilor, a bieților oameni care fug de război de acolo, o face primăria Piatra Neamț în Piatra. În mare măsură, da. În cea mai mare măsură, primăria Piatra Neamț o face, Andrei Carabelea o face. Și nu am văzut pe Andrei, pentru că are foarte mult bun simț, să iasă, să laude în continuu cum ajută. Nu, ajuta ori biserica, ori pe cineva în suferință sau necăjit, o faci din inimă și o faci din suflet, nu o faci ca și propagandă politică. Acum eu dau un exemplu de bune practici și sper să nu fie atacată hotărârea la contencios sau în asta prealabilă. De exemplu, am citit acum convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț în ședință extraordinară. Proiectul pe ordinea de zi este un proiect de colaborare între UAT Piatra Neamț și UAT Județul Neamț. Încheierea unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului achiziției autobuze ecologice. Sper să nu fie atacată... O secundă, eu repet... Sper să nu fie atacată hotărârea. Va fi și ședință în Consiliu, va fi și extraordinară la ceva. Apreciez politic, dacă există conlucrare între PNL și PSD, între PNL și alt partid, între noi și CJ, cu președintele CJ nu avem o problemă. Dacă putem conlucra corect, legal, pentru niște lucruri care sunt importante pentru comunitatea din Piatra Neamț sau pentru alte comunități. Și s-a întâmplat lucrul ăsta, îmi spunea săptămâna trecută. Da. PNL votează proiecte de buget, consilieri județeni, PNL susține și pune umărul în a construi. Atâta timp cât există deschidere, cât există transparență și cât lucrurile sunt corecte. Dar nu pot să nu sancționez atunci când sunt derapaje din partea actualului prefect, atunci când o face pe Aniznaie, o face doar politic, joc de răzbunare împotriva primăriei Piatra Neamț și împotriva lui Andrei Carabelea, primar PNL, dar din cauza atitudinilor lui de răzbunător, suferă 50-60 de mii de pietreni. Așa ceva nu pot să fiu de acord.
Doi, am văzut ieri o conferință de presă, dată și de dumneavoastră, de altfel, dată și de alți colegi din presă, în care o doamnă, în momentul de față inspector general al ISJ Neamț, face niște acuzații, nu știu pe ce bază, nu știu cine le spune ei. Eu sunt un om bine informat așa în general și am urmărit parțial conferința de presă, că mi-au supus-o și mie atenției colegi care lucrează în învățământ, dar face niște acuzații total nefondate. Eu sunt foarte bucuros că ea devaluează niște lucruri de acolo, din ISJ, niște angajări despre care povestește ea. Sunt chiar extrem de bucuros să le defere și justiției, nu știu, parchetului, poliției, după caz, dacă sunt încălcări flagrante ale legii, sau organelor competente din cadrul ministerului. Și e foarte bine ce face ea. O face cu atâta plumb și cu atâta înfierează, cu atâta mânie proletară pe fostul general, pe domnul Obreja sau pe actualii generali ajunți. Doar că ce nu știe doamna și e probabil dezinformată, e că ea îi face rău unui condamnat deja penal și unui turnător la securitate dovedit cu acte de CNSAS, colegului de partid, domnul Viorel Stan, și doamnei fostă general, doamnei Laiu, unde exact acolo s-au întâmplat angajările despre care face ea vorbire în conferința de presă, unde e director soțul doamnei Laiu. Adică, eu sunt foarte mulțumit dacă doamna Flori are ceva cu foștii colegi din PSD și vrea să infereze în conferința de presă. La 5 minute de emisiune va apărea un material care se cheamă O situație gravă și delicată și explicații între generali la ISJ Neamț. Și punem ce spune doamna O să fie și un comunicat de presă. Și ce spune domnul... O să fie și un comunicat de presă asumat de general. Domnul general, că am discutat cu el și de actualii generali ajunți, dar ca să vii cu atâta mânie și să-ți inferezi foștii colegi, mă gândesc că între colegi la ei acolo o fi apărut Dihonea și o fi băgat cineva coada, ca să te duci să faci delațiune în direct despre ce a făcut domnul Viorel Stan sau doamna Laiu. Adică, bă, vrei să faci rău PNL-ul, dar uite că faci rău propriilor colegi. Bănuiesc că nu e o noutate care să fie... Domnul Bălenescu, eu consider în felul următor, pentru că în politică trebuie să existe momente, să zicem, de timp de genul T0. Adică, domnule, hai să ne-am urât, ne-am dușmănit, sigur nu putem să ne iubim de mâine. Dar dacă există bun simț politic și dacă chiar îți propui ca și conducător, ca lider, și în jos ca și oameni pe care reprezintă respectivul partid, că se ocupă funcții deconcentrate, că ocupă alt tip de funcții politice sau administrative. Dom'le, dacă dai un moment zero, eu consider că de la momentul ăla mergi cu bună credință înainte. Ce a fost, a fost, dar de la momentul ăla mergi cu bună credință înainte spre a construi, nu spre a distruge. Din partea unor colegi din coaliție, nu mă refer aici la președintele Arsenie, mă refer la unii colegi de-ai domniei sale, care fac parte din PSD, îi văd și simt că acționează împotriva doar din răzbunare și vendetă politică, dar acționează și neprincipial și nelegal împotriva intereselor pietrenilor și a nemților. Despre asta e vorba. Și te la mână și închid. Asta vreau să vă rog, că trebuie să... Acum închid. Am fost ieri și o să dăm un material de presă și pe care o să vă rog să-l și preluați. Am fost ieri într-o vizită pe DN15, pe vestitul drum Bicaz Poiana Teiului, cu directorul Dan Pilă de la DRDP Iași, cu o serie de lucrători din cadrul DRDP și SDN Neamț, cu o parte din Consiliul Județean ai PNL și primarii din zona Farcașa, Grințieș, Ceahlău, cu Consiliul Local din Hangu, autorități locale. pentru că DRDP atacă cele 22-23 de puncte care au rămas, în cursul acestui an le termină, iar tot în cursul acestui an, pe o suprafață de aproximativ 15 km, dacă nu mă înșel eu, vin cu asfalt. Acolo unde sunt lucrări, la momentul ăsta unde se execută lucrări, vin cu asfalt după aia ca să fie totul în regulă. După care DRDP are propunere către CNAIR București, am văzut actele, le-am discutat și ieri, pentru ca pe întreaga suprafață de 43 de km aproximativ să se vină covor asfaltic. Dacă va exista finanțare din partea Ministerului Transporturilor în cursul acestui an, vom avea covor asfaltic până în cel târziu, până în toamna, adică până în noiembrie, când se poate asfalta. Dacă nu va fi această finanțare, sper să o avem la anul. Dar în orice caz, DN15, anul ăsta se închide din punct de vedere al lucrărilor de consolidare. Asta arată că PNL Neamț și eu ca președinte și colegii care fac parte din PNL Neamț, suntem
proactive, adică nu ne-am dorit niciodată să blocăm lucrarea acolo, așa cum în mod fals a acreditat în campania electorală din 2020. Dar a fost campanie electorală și în campanie se spun multe. Nu a fost niciodată împotriva continuării lucrărilor, nu a fost niciodată împotriva alocării de finanțare pentru a termina DN15D, ci suntem proactivi și dorim ca lucrurile să se întâmple. Tocmai de asta am făcut demersul de a-l invita pe domnul Pila aici, de a face demersurile legale până la urmă și pentru oameni, ca lucrările astea să fie cu celeritate abordate și încheiate în cursul anului curent. Și sunt toate premizele ca în cursul lui 2022 lucrările pe DN15 să fie închise. Asta este o veste bună pentru Valea Muntelui, pentru locuitorii din Hangu și tot ce înseamnă Valea Muntelui care vine spre Piatra Neamț. Mulțumesc. Și asta e o veste bună. E o veste bună. Mulțumesc pentru participare. Succes la plantat. Mergeți să plantăm niște copaci. Mulțumesc așa, cu direcția silvică. Eu îmi fac datoria să recapitulez pe scurt ca să am depășit un pic timpul și... Deci, pe scurt, nou secretar la Consiliul Local, la Primăria Piatra Neamț. În vreo 20 de zile putem să aflăm oficial dacă avem sau nu lucrări antamate după o procedură complicată pentru coridoarele de mobilitate. Prin toamnă, cu noroc, puțin noroc, putem avea un câștigător pentru apă și canalizare pe, sau mă rog, rețele pe Decebal și Traian. Domnul Pilă promite și de RDP. A fost în vizită, da? Vizită și avem șanse până la sfârșitul anului, dacă domnul Grindeanu va aproba, și cred că sunt posibilități, apropo, în coaliția locală de influențare a domnului Grindeanu. Eu apoi am avut o discuție în sensul ăsta și cu domnul Cristian Pistolu, cu șeful CNAIR România. Și am promisiuni că lucrurile vor fi adică prioritare vor fi aceste cam lucrări. Cam astea sunt noutățile de astăzi. Mulțumesc celor doi pentru participarea la emisiune. Urmează weekendul, să ne vedem cu bine lunea viitoare. Nu știu de ce eu am impresia, dar va fi o emisiune interesantă. Lunea am așa o senzație. Pe cine aveți invitat, domnul Bărescu? Știu încă. Mai încă nu știu, dar s-ar putea să fie chiar o emisiune interesantă. Înțeles. Aș putea o numi În căutarea punctului sensibil. Între F și H? Ceva de genul ăsta. Mulțumesc cele bune, oameni buni, numai bine, sănătate. Mulțumim, sfârșit de săptămână minunată tuturor, numai bine, mulțumim.